Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stânceu sunt astăzi la tribuna polisportivă. Invitat este domnul Ghiula Galoviț, este binecunoscutul antrenor și fost sportiv de pentatlon modern, cel care coordonează activitatea secției de profil de la CSU Politehnica Timișoara. Este o dorință mai veche a mea de a-l avea pe domnul Galoviț aici în platou, din motive cu totul obiective legate de programul foarte dens de antrenamente pe care domnia sa îl are. N-am reușit decât acum, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Bine ați venit, domnule Ghiula. Bine, mulțumesc de invitație și îmi pare rău că n-am avut ocazia să ne întâlnim mai devreme. Vreau să începem cu înființarea sau reînființarea secției de pentatlon modern de la CSU Politehnica, produsă undeva prin toamna 2019, imediat după ce clubul CSU Poli a revenit sub umbrela, să zic, Universității Politehnica. Este o secție de altfel de tradiție în cadrul CS Politehnica, așa cum era pe vremuri. Ne amintim cu toții de Jocurile Olimpice de la München 1972, când Marian Cosmescu, pe care l-am avut acum vreun an și jumătate în platou, a reprezentat România. Ne amintim de Jocurile Olimpice de la Moscova 1980, când chiar dumneavoastră ați reprezentat România, erați legitimat la Poli, la CS Politehnica, atunci. Sincer să fiu, atâta vreme a trecut, că nu știu dacă atunci n-am fost încă la... Nu, a fost la Universitatea de Vest actual, deci da. Clubul Sportiv Universitatea. CSU Universitatea. A fost înființată în 1973 echipa de pentatlon modern. Și da, este o poveste lungă. După Revoluție s-a făcut... Da, începând de pe la finalul anilor 60, foarte multe secții de la CS Politehnica au fost mutate către CS Universitatea, Universitatea de Vest actuală, mă rog. Este o poveste lungă. În primul rând, haideți să vedem, pentru cei care cunosc prea puțin despre acest, prea puține despre acest sport, ce înseamnă pentatlon modern. Încă din denumire ne dăm seama că e vorba de 5 probe sau 5 discipline combinate, ramuri sportive. Și modern vine de la faptul că în antichitate exista pentatlonul practicat de greci în cadrul olimpiadelor antice, nu? S-ar putea, dar nu știm, nu avem cunoștințe sigure. Cel mai sigur lucru este că în 1896, parcă atunci când s-a prima ediție a Jocurilor Olimpice Moderne de la Atena, Pierre de Coubertin, președintele respectiv, a încercat să găsească un sport care să fie sportul sportilor, prin care acei sportivi care participă să fie capabili de toate celelalte ramuri sportive. Și atunci s-a găsit o soluție, au fost mai multe variante, dar având și caracter militar, fiindcă s-a spus despre o fabulă sau o poveste prin care, după un câștig de un război, ca și la greci, cum a fost cu maratonul, luptătorul trebuia să ajungă la destinație. La început a avut cal, cu calul în mână, cu sabia în mână, calul a fost împușcat, s-a omorât, a rămas cu sabia, s-a luptat cu inamicii, cu dușmanii, a venit apa, a trebuit să treacă cu apa, a trebuit să note. Între timp au venit și alții care au vrut să-l împuște, a reușit cu pistolul să-i împuște și până la urmă urmei, prin alergare, a reușit să ajungă la destinație, să arate că lupta a fost câștigată sau chiar pierdut. Asta nu știu niciodată. Ce interesant. Așadar, deci, asta e o cele fabulă. Cinci ramuri sportive. Haideți să vedem. Atletism. Hai să începem cu, vă rog. Deci, cu călăria. Deci călărie, obstacole, pe vremuri au început cu 4 km, cu obstacole fixe, deci un traseu foarte greu de călărie. Ulterior, când am început eu, s-a ajuns la între 800 și 1200 de metri, 15 obstacole, 18 sărituri. Asta înseamnă că era și un obstacol de combinație cu două obstacole și o triplă cu trei obstacole legate. Mai târziu s-a tot redus, fiindcă s-a încercat să fie cât mai spectaculos pentru Olimpiadă și au reușit să strice, nu în ghinimele, din păcate, tot sportul, fiindcă din 5 zile de competiție sau chiar 6, atunci când nu erau mulți cai la dispoziție, se făcea călăria în 2 zile, s-a reușit actualmente, într-o singură zi, să se facă această ramură sportivă, deci
s-a ajuns de la un sport foarte frumos și foarte spectaculos la un sport pentru gladiatori. Deci cel care rezistă și e capabil într-o zi să facă toate cele 5 ramuri sportive. Mai nou, acum se începe cu notul dimineața, după not se face proba de scrimă. Finala campionatelor europene, mondiale, olimpiadă, sunt în finală 36 de participanți. Deci ai de disputat 35 de asalturi, fiecare cu fiecare, la o singură tușă, în timp foarte limitat. Deci este foarte dinamic, în 2 ore jumate se termină scrima. După scrima se face o pauză scurtă de jumătate de oră și se continuă cu scrima, era să spun lejeran, dar unde ultimul, deci între ei... Proba de atletism, să zic așa. Nu, tot proba de scrima. Tot scrima. Pentru spectacol, bonus run. Deci unde mai poți să iei câte un punct, pe lângă 4, 5, 6 puncte care se iau învingând pe celălalt. Deci destul de complicat. Da, urmează călăria. Călăria. Călăria, iarăși, în funcție de cum e tras la sorți de unul dintre reprezentanții sportivilor, ca să nu fie un arbitru băgat la mijloc că a făcut vreo șmecherie, cum pe la noi se spune, dar aici nu există posibilitatea asta. Călăria care ține cam o oră jumate. Sunt fiecare participant trebuie să sară 15 obstacole cu 18 sărituri în distanță de 450-500 de metri. Deci foarte greu. Aici sunt iarăși frustrări, fiindcă cel care termină ultimul, care este de fapt cel mai bun dintre ei, nu mai are atâta timp să se odihnească pentru proba de leisure run, alergare cu tirul. Acum, leisure run, asta înseamnă se pleacă de la linia de start spre poligon, care este la 50 până la 100 de metri, fiindcă sunt 36 de standuri de tragere și care e pe 36, e ultimul, deci aleargă mai puțin. În fine, se aleargă, se trage 5, trebuie dărâmate, nimerite cele 5, de 5 ori punctul negru, care este aproximativ la 5 cm rază de cerc, care este destul de greu, să zicem, prima dată nu e așa de greu, dar după aceea alergi 800 de metri, iar trebuie să tragi, da. Iar alergi 800 de metri, iar trebuie să tragi, și acele 800 de metri trebuie să alergi destul de tare, ajungând pulsația de la 170 până la 190 pe minut, ca să nu te bată ceilalți. Deci este foarte spectaculos, dar foarte greu pentru competitori. Recapitulând, așadar, natație, scrimă, călărie, atletism, tir. Da, adică astea legate, un fel de biatlon. Da. Cum a fost așadar o disciplină sportivă, pentatlonul modern, extrem de complexă și de complicată și de grea pentru sportivi. Vreau să trecem la actualitatea de zi cu zi, pentru că, iată, în urmă cu foarte puține zile, la campionatul național de laser run, ați avut CSU Politehnica, prin secția pe care o coordonați din punct de vedere tehnic, ați adus câteva medalii foarte frumoase pentru sportul timișorean. Da, din fericire am reușit să cooptez câțiva sportivi la nivelul juniorilor mari și seniorilor, care au înțeles că totuși și acest sport este interesant și merită de practicat, deși nu este ușor, și am reușit la nivelul juniorilor mari să câștigăm locul 1-2 la doi băieți, Ardelean Cosmin și Chiș Oscar, care de fapt fac și parte din secția de atletism al clubului CSU Politehnica. La senioare, fosta mea elevă de vreo 15 ani, Dumitrescu Carmen, a reușit ușor să câștige titlul de campioană. Și ea unde e legitimată acum? Tot la CSU Politehnica. Tot la noi. Dacă a fost la liceu sportiv, de acolo am reușit să coptăm și să o readucem, să nu plece la Steaua, să nu plece la Olimpia București, să totuși să reprezinte Timișoara. Și locul 2, Ana Maria Ivan, care e o atletă deosebită, are deja 29 de ani și face maratoane montane, deci face pentru sănătatea ei și se angrenează, a început să
să tragă foarte bine la tir, ceea ce este foarte important, fiindcă la tir ai luat pistolul în mână pe stand și declanșezi, trebuie să lovești ținta. Dacă n-ai lovit ținta, ținta nu pornește. Și când a pornit, ai 50 de secunde să împuși de 5 ori punctul negru. Cine nu, stă 50 de secunde acolo. Cei care reușesc, ca și Carmen Dumitrescu, în 11-12 secunde, 15 secunde, are deja avantaj de 38-39 de secunde față de ceilalți care nu trag. Ce urmează? Ați mai avut și alte medalii la acest campionat? Da, sigur, și la băieți am reușit prin Iulian Constantin Pauliuc să câștige titlul de campion național. Și La senior. Da, și a reușit să bată pe cel mai fost, cel mai bun pentatlonist al țării, cu Marian Ivana, cu care Carmen Dumitrescu a fost la campionate europene și cupe mondiale. Marian Ivana unde? La Steaua? La Steaua București, da. Deci, mare realizare. Da. El și trăgea foarte bine de la tir, dar și băieții noștri. Deci, campion național de seniori, un nou campion național de seniori. Are Politehnica, CSU Politehnica Timișoara, un lucru extraordinar. Nu mai repet de Beniamin Bodo în acest an la scrimmage. Da. Rezultate absolut excepționale pentru acest club care l-are director pe domnul Adrian Tal. Unde vă desfășurați antrenamentele, fiind un sport atât de complex, așadar atletism, bănuiesc pe pista de la stadionul Știința de aici, de la 50 de metri de studioul nostru? Se spune că aveți bănuiri de șarte, fiindcă nu reușim să ajungem până aici, fiindcă la noi, la Leisure Run, suntem axați pe teren variat. Deci proba de alergare de cross se face pe teren variat. Aici că nu avem decât teren șes, suntem puțin frustrați, dar în alte localități, cum e în Ungaria, la Secheshwar, unde au fost și Cupa Mondială și finala Cupei Mondiale, acolo sunt și niște dealuri, deci este puțin mai variat, mai greu. Puteți găsi și aici, înspre Făget, înspre Lipova. Da, dar și atunci... La Lipova am făcut armata, așa că știu bine cât am alergat pe dealurile alea. Da, numai că avem nevoie și de niște condiții de a trage. Nu poți să alergi și să lași pistolele acolo, că mai vin unii care sunt curioși și poate vor să se doteze cu armament, de fapt, neletal, fiindcă aceste pistole sunt numai pe fascicol de rază de laser. Deci lumină, fascicol lumină. Din fericire. Scrima, unde vă desfășurați antrenamentele? Scrima, deci noi toate antrenamentele le facem pe baza sportivă a liceului sportiv. La LPS Banatul. La LPS Banatul, fiindcă acolo activez eu ca și profesor de educație fizică și de specialitate de pentatlon modern. Sunt la catedră, din păcate doar singurul, și e foarte greu să acoperi toate cele 5 ramuri singur. De asta, din păcate, în ultimii mulți ani n-am reușit decât cu câțiva sportivi să fac acest sport de performanță, fiindcă Carmen Dumitrescu mi-a solicitat cam 3-4 antrenamente pe zi, dacă am vrut să ajungem la campionate europene și mondiale. Și atunci mai mult cu ea m-am obișnuit și am lucrat și ceilalți, din păcate, au rămas în urmă. Am avut foarte mulți copii, că baza de selecție e notul la noi, natația, la pentatlon modern. Și atunci, la generală 30, am avut bazin la dispoziție, asigurat de conducere. În cartierul Soarelui, da? Cartierul Soarelui, și atunci am avut foarte mulți copii, da? Din păcate, părinții vor un antrenament două pe săptămână sau maximum trei. Pentru performanță e mult prea puțin. Da, nici de plecare. Călăria unde? Că la liceul Banatul nu aveți cum. Nu avem. Acolo, din păcate, nu avem cum. Politehnica a avut 3 cai la dispoziție și una dintre cele mai bune iepe am avut aici la Pădurea Verde, la Rom Silva. Au o arenă acoperită, deci condițiile... Putem da numele, fi vorba de o regie de stat, să zic așa. Da. Și acolo se ține calul nostru și mai încercăm să ajungem și acum acolo, dar acum suntem, din păcate, am fost axați pe campionatul ăsta de Leisure Run, fiindcă de 2 ani de zile s-a abandonat ideea de a face campionat național de pentatlon modern din cauza faptului că se spune că și la cal există și la scrimă contact direct cu adversarul. Deci, din cauza pandemiei. Da, din cauza pandemiei, și motivațiile sunt cam bizare, dar da.
aplecăm capul și facem că acceptăm. Respectăm ce zic respectăm autoritățile, exact, că asta este. Ce urmează? Ce competiție urmează în viitorul apropiat? În viitorul apropiat, acum o să mă bazez mai mult pe copiii mici, fiindcă în Ungaria noi participam la fiecare etapă de campionat național de leisure run și de biatlon-triatlon. Suntem acceptați, cum se spune, la campionatul lor, fără taxe de înscriere, ca să fie și pentru ei o treabă mai interesantă și pentru noi. Și cam cât de des se țin aceste etape? Astea, etapele se țin cam la 2 săptămâni, 3 săptămâni. Deci destul de frecvent. Și acum, până acum n-am reușit, dar deja avem invitație pentru luna iunie. Că unde? Și în Ungaria unde a fost. La Cepel Budapesta este competiția. Este o suburbie al orașului. Știu că au și o echipă de fotbal Cepel. Da, au avut, da. Și au avut ramuri bune și au avut și canotori foarte buni ca aici. Da, ați spus de biatlon, triatlon. E simplu să ne gândim că un sportiv care practică pentatlonul modern, automat se poate înscrie și la biatlon și la triatlon, exceptând biatlonul de iarnă, să zic, nu? Pe schiuri. Da, și aia se poate, putem să ne înscriem, numai nu știm ce facem pe schiuri. Da, din păcate, deci, noi nu avem nici zăpadă, nici munți aici. Da, bine, acum biatlonul și triatlonul să nu se confunde cu triatlonul mare, care se practică și cu bicicleta. Deci la noi triatlonul cuprinde natație, alergare și tir. Da. Și până acum am fost foarte frustrați, un an de zile n-am avut bazin de not, acum din fericire putem și Politehnica să se desfășoare activitatea la baza sportivă 2. Da, pandemia asta ne-a încurcat în foarte multe, dar vom trece cu totul peste asta. Obligatoriu. Așa este. Vreau să ne întoarcem puțin în timp, pentru că ne-au rămas puține minute și avem încă destule de vorbit, despre Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, unde România a avut rezultate extraordinare și dumneavoastră ați fost singurul reprezentant al României la pentatlon modern. Nu, a fost o echipă întreagă. O echipă întreagă. Mi se pare că, da, deci nu, că mi se pare, am fost doi din Timișoara. A fost Pope Eugen, care până la urmă a rămas rezervă, deși trebuia să participe. Dar din anumite puncte... Tot de la CS Universitatea. Da, sigur, dar s-a hotărât de către conducere și a fost o ultimă 6 săptămâni. În fiecare săptămână se făcea concurs de selecție cine intră în echipă, fiindcă echipa era formată din 3 sportivi plus o rezervă. Și atunci nu știa conducerea cum trebuie făcut și în fiecare săptămână ne omora cu concurs. Și până am ajuns la Olimpiadă, deja ne-am săturat de concurs, nu mai vreau decât să se termine odată și să ajungem acasă. Dumneavoastră ați terminat pe locul 21, dacă nu... Da, cam așa ceva. Da, și da. Echipa României pe locul 11. 11, din păcate, unul dintre colegii noștri de la Steaua a avut un moment foarte dificil la proba de tir și el, care trăgea multe puncte și 190 avea media, a tras 149, deci 0 puncte. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu am tras 197, deci am avut un rezultat deosebit, dar n-am ajuns decât pe locul 5 cu rezultatul respectiv. Un loc extraordinar la Olimpiadă. Dar am avut de șansa că la ultima serie a intrat soarele din dreapta și la primul foc am ridicat, am ochit în decar și a fost optar. Și atunci zic, ce fac? Acum ochesc în optar în dreapta ca să dau decar. Și cu un optar și cu un șeptar, adică un optar și un noar, 197 am reușit. Asta este, a fost șansa și neșansa. Nu pot Ați să spun sperat rezultat. La o medalie înainte de concurs? Nu, trebuie să fim, nu puteam. Deci eram așa de obosiți, extenuați de concursurile astea, că nu era momentul. Toată lumea a sperat, dar trebuie să fii realist. Știam, cunoșteam valoarea echipelor. Care este cea mai valoroasă medalie pe care România a obținut-o vreodată la Olimpiadă, la pentatlon modern? Din păcate nu există așa. Nici o medalie n-am obținut. Nici o medalie. La campionatul mondial din 74, da, de la Moscova s-a obținut un bronz, deci un loc. Cine? 3. Echipa României. Pe echipe. Pe echipe, da. Și vorbim după aceea, masculin. Masculin. Și pe feminin nici nu a existat. Deci din anii 90 au început sau chiar mai târziu. Da. Și am reușit la Cupa Campionilor Europeni să câștigăm locul 3. Steaua? Nu... Olimpia București. Eu am fost cooptat în echipă. În 78. 78. Da. Și în 77 am avut locul 4, unde la individual am venit pe locul 4. Tot Olimpia?
tot în cadrul Olimpiei, fiindcă s-a hotărât, s-a cerut derogare de la Clubul Universitate să România să reprezinte, să prezinte o echipă redutabilă și, într-adevăr, un loc 4 cu două echipe rusești, cu două echipe ungurești, atunci se mai putea practica treaba asta. Și în 78 am reușit locul 3. Da. Fiicele dumneavoastră, tenismenele Alida Galovici și Edina Galovici-Hall, binecunoscutele tenismene din urmă cu ceva timp, pentru că între timp s-au retras din activitate, trăiesc ambele în Statele Unite. Două vorbe despre ele, vă rog. Da, păi, ce să zicem, fiica mea mare, datorită rezultatelor bune de tenis, Alida vorbiți. Da, a reușit să primească o bursă gratuită de 3 ani în statul Florida, în capitala Floridei, care este Tallahassee, deci lumea nu știe, totul nu crede, da, Miami sau alte orașe cunoscute, și acolo a jucat și a fost jucătoarea numărul 1. Da, Florida State University. University, da. Și deci acolo a fost jucătoarea numărul 1, de două ori s-a calificat ca și în finală pe țară a Statelor Unite, în America a jucat acolo și a reprezentat România tot timpul, tot așa? Timpul, spre deosebire de Dina, care spre final de carieră, în ultimele luni, A încercat. A ales Statele Unite în loc de România. Da, din păcate a încercat și nu a mai putut, fiindcă a fost între timp operată de cot. A jucat ultimul meci în Australian Open cu Serena. În 2015, Serena. Da? US Open. Da, Australia. Nu la US Open. Nu. Da. Și acolo și-a rupt cotul, tendonul și... Eu știam că la US Open a fost ultimul ei turneu de mare slam în 2015, dar accidentarea a fost în Australia. Am înțeles. Și a încercat să revină, dar n-a reușit. Bănuiesc că activează în continuare ambele în domeniul tenisului. Sunt antrenoare? Da, antrenoare, da. Și antrenează și fiica și nepoatele. Asta se întâmplă deocamdată. În Atlanta locuiesc amândouă. Da, să spunem că Edina este căsătorită cu fostul ei antrenor, numele de Hall. Bryce Hall. Ambele sunt născute în Timișoara, din ce știu. Da. Da. Dumneavoastră... Nu, pardon. Nu? Alida este în Oradea născută. Și doar Edina în Timișoara în 84. 84, exact. Da. Dumneavoastră sunteți arădean? Nu, orădean. Orădean. Da. Oradea mare. Știam că ați făcut liceul la Arad. Nu. Mă înșel. Ok, la Oradea. Da. Suntem la final. Vă mulțumesc mult de tot. A fost o plăcere. Sunteți un interlocutor extrem de agreabil. Sper că veți mai veni în emisiune. Este un sport care are nevoie de, este un sport foarte greu și are nevoie de popularizare. Dar nu înainte să mă scuzați că am și o doleanță datorită faptului că colaborăm Politehnica cu liceul sportiv, nu pot să nu amintesc, colaborarea era foarte bună. Nu numai între conducere și între cele două cluburi, că avem protocol comun și suntem foarte bine ajutați de liceul sportiv, în special cu domnul Rosenblum. Domnul Călin, director care Călin Rosenblum, un om deosebit, fost fotbalist de mare performanță la Poli Timișoara. Da, exact. Chiar în aceste, că tot am ajuns la fotbal, în aceste momente se desfășoară pe stadionul Dan Păltinișanu meciul Politehnica CS Mioveni. Să mai spunem că miercuri la sala Constantin Jude de la noi din Timișoara începe turneul final al campionatului național de basket feminin junioare Under 18, unde CSU Politehnica, după doar câteva luni de la înființarea secției, este prezentă în primele 8 echipe din țară, într-o grupă cu Olimpia București, Champions București și LPS Satu Mare, cealaltă grupă tot de 4. Sâmbătă sunt semifinalele, merg primele două din grupe, iar duminică finalele, cine știe că... Iată, o secție de asemenea cu rezultate este prezidată de domnul Dan Zenobiu Ionescu, directorul Departamentului de Educație Fizică și Sport din cadrul UPT, antrenor Raden Cotoroman din Serbia. Atât pentru astăzi, stimați telespectatori. Încă o dată mulțumesc, domnule Galovici. Să ne revedem sănătoși!